O să solicit Direcției Generale de Protecție Internă să iasă și să comunice pe acest subiect. Eu vă spun doar atât. A fost denunțat, el nu este clasificat și acordul de denunțare este bilateral. Pentru că am solicitat la momentul respectiv să fie denunțat, era un protocol încheiat de mai mulți ani, este și Parchetul General și-a dat acordul. Este evident că, din punctul nostru de vedere, nu era un protocol pe care să îl susținem în continuare.